Echipa șefului statului, Maia Sandu, intenționează să cheltuiască peste 230.000 de lei pentru flori și compoziții florale pentru președinție. O licitație în acest sens a fost lansată astăzi pe portalul achiziții.md. Potrivit anunțului plasat pe portalul achizițiilor de stat, pentru florile de sezon, președinția intenționează să aloce 66.000 de lei, iar pentru compozițiile florale, administrația condusă de Maia Sandu este dispusă să cheltuiască 167.000 de lei. Suma totală pentru aceste achiziții este de 233.000 de lei. Companiile interesate să presteze astfel de servicii președinției își pot prezenta ofertele în perioada 1-5 martie, iar banii vor fi alocați din bugetul de stat. Amintim că președinția a publicat planul de achiziții pentru anul 2021, care este semnat de către Andrei Spânu. Documentul mai prevede doar pentru primele 3 luni ale anului curent cheltuieli de 140.000 de lei pentru întreținerea havuzului din scoarul instituției și 140.000 de lei pentru procurarea apei potabile. Totodată, instituția prezidențială intenționa să cheltuie în acest an aproximativ 200.000 de lei pentru covoare și 250.000 de lei pentru medicamente. Anterior, președintele Maia Sandu a declarat că a aflat din presă despre planul de achiziții pentru președinție, care a fost semnat de secretarul general al instituției, Andrei Spânu.